Prima internare în spital a unui copil sau pregătirea lui pentru o intervenție chirurgicală ar trebui să aibă loc și cu sprijinul unui psiholog. O operație sau un diagnostic neașteptat pot crea stres și anxietate pentru copii și părinți deopotrivă. La Spitalul de Pediatrie din Iași, psihologii au renunțat la slujbă imediat după debutul pandemiei. De latura psihologică a bolii se ocupa acum un psiholog de împrumut. Spitalul de copii Sfânta Maria din Iași este cea mai mare unitate sanitară de acest gen din Moldova. Aici se internează copii cu diverse afecțiuni, de la cele digestive la cele oncologice. De aproximativ un an, spitalul nu mai are psihologi, deoarece cei doi specialiști și-au dat demisia. Primul în 2020, iar celălalt anul acesta. În aceste condiții, conducerea unității sanitare, conștientizând locul, rolul și importanța psihologului, a găsit o soluție. Aveam doi psihologi, unul pe ATI, anestezie terapie intensivă, un sector critic al oricărui spital, unde impactul emoțional este mare pentru aparținător cât și pentru copil. Mai exista un psiholog pe secția de oncologie, unde există și în acest sector un impact emoțional foarte mare asupra aparținătorului cât și asupra copilului. Dacă copilul nu prea conștientizează ce îi se întâmplă și gravitatea bolii, aparținătorul știe cu siguranță ce se întâmplă cu copilul lui și prognosticul fiind rezervant în cazul acestor copii. În acest moment asigurăm consilierea psihologică cu psihologul din policlinică. Încercăm să ne descurcăm cu ce avem în acest moment. Și în perioada următoare vom scoate posturile, cele două posturi vacante la concurs. Rolul psihologului într-un spital este extrem de important atât pentru copiii internați cât și pentru aparținătorii acestora. Pentru niciun părinte nu este ușor să ajungă cu copilul lui în spital, mai ales să afle că lui copil este bolnav. Nu? Asta este, cred că, primul șoc pentru un părinte. Și din punctul ăsta de vedere, da, necesită sprijin, da, terapie de suport, cum spunem noi. Dar în același timp, dificultatea este și pentru copil. Pentru că ajuns în spital, mai ales dacă este pentru prima dată, sunt niște pași care trebuie făcuți, pe care nici părintele, cu atât mai puțin copilul, nu-i cunoaște. Și are nevoie de îndrumare, de explicații, pas cu pas, tocmai ca să diminueze anxietatea pe care o simte atât părintele cât și copilul. Studiile arată că acei copii care au beneficiat de asistență specializată înaintea unei intervenții chirurgicale, cât și postoperator, au avut un nivel redus de anxietate și s-au recuperat mai ușor. Prin consiliere psihologică de susținere și suport, și părinții pot trece peste momentul aflării unui diagnostic de boală. Este vorba de acel suport, acel sprijin, nu? Ca un copil să vadă că se poate face, nu? Că poate să depășească momentele dureroase, momentele dificile. Pentru că orice operație înseamnă să cumva să lupți cu tine ca să ieși din acea suferință, din acea imposibilitate poate fizică și e nevoie de suport, de încurajări. Toți pacienții și mai ales copiii trebuie să aibă acces la serviciile psihologului. Dacă medicii tratează și vindecă diverse maladii, rolul psihologului este de a găsi sursa psihică și emoțională a bolilor. Din acest motiv este extrem de importantă colaborarea celor doi specialiști.